Bună ziua, dragi elevi! Sunt iarăși eu, Elena Ciobanu, profesoară de istorie și educație civică și ne întâlnim la o nouă lecție din unitatea Toți diferiți, toți egali, în care astăzi vom aborda subiectul asemănări și deosebiri umane. Întrebarea lecției este: prin ce se aseamănă oamenii între ei? Ființele umane au trăsături comune și trăsături deosebite. Diversitatea și competențele oamenilor contribuie la o dezvoltare multilaterală a societății. O poveste din care putem învăța ne spune: la 21 de ani, medicii i-au spus că mai are puțin timp de trăit, după ce l-au diagnosticat cu o maladie neuronală degenerativă. A fost imobilizat într-un scaun cu rotile și putea să exprime doar cu ajutorul unui computer și a unui sintetizator vocal. Dar nu s-a lăsat bătut. A devenit un celebru astrofizician. E vorba de Stephen Hawking, care, în lucrarea scurtă Istoria timpului, publicată în 1988, scrie: sunt sigur de faptul că handicapul meu a avut o anumită legătură cu celebritatea mea. Oamenii sunt fascinați de contractul dintre capacitățile mele fizice foarte limitate și natura extrem de vastă a universului pe care îl studiez. Astăzi învățăm următoarele cuvinte din dicționar. Rasă, fiecare dintre grupurile biologice de populații caracterizată prin culoarea părului, a pielii și prin alte particularități exterioare. Inalienabil, care nu poate fi înstrăinat. Multiculturalism, coexistența a mai multor culturi diferite dintr-o societate. Sarcină de lucru, citește termenii din dicționar și formulează câte un enunț cu fiecare. Recitește povestea lecției, exprimă-ți opinia. Fiind diferit de alții, Stephen Hawking a fost împiedicat în dezvoltarea personală? Care a fost aportul său asupra societății? Toți oamenii aparțin aceluiași grup de ființe, specia Homo sapiens, ai cărei membri sunt cunoscuți ca oameni sau ființe umane. Omul se distinge printr-o serie de trăsături deosebite, nemai întâlnite la nicio altă viețuitoare de pe pământ, și anume gândire, vorbire, abilități de cunoaștere, cercetare, citire, scriere, autoconștientizare, alte diverse ocupații. Toți oamenii au anumite drepturi și libertăți. Drepturile stabilesc ce îi este permis unei persoane să facă, să posede, cum să acționeze, bazându-se pe principiul că oamenii se nasc liberi și egali. Drepturile omului sunt inalienabile. Nici o persoană nu poate renunța la drepturile sale și nimeni nu poate să priveze pe cineva de drepturi care îi sunt garantate prin lege. Oamenii se mai aseamănă și prin faptul că dețin un anumit statut sau un rol social în familie sau în societate. Sunt copii, sunt părinți, rude, angajați, au o anumită profesie, etc. Posibilitatea neîngrădită a oricărei persoane de a exercita orice rol în comunitate se numește egalitatea șanselor. În afară de aceasta, oamenii se deosebesc prin mai multe criterii, și anume prin rasa umană, prin naționalitatea și limba pe care o vorbesc, după statutul și averea pe care o au, după religie, după gen, origine socială, vârstă sau condiția fizică. Diferențele nu pot fi un motiv pentru excluderea omului din societate, din grupurile sociale. Ignorarea, înjosirea și desprețuirea omului pe un anumit criteriu conduce la discriminare. Este necesar să se respecte unicitatea fiecărui om, indiferent de deosebiri.
respectul față de oameni și promovarea multiculturalismului și a diversității asigură o comunicare eficientă între membrii unei societăți și coeziunea socială. Învățăm din surse sigure. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 septembrie 1948, ne spune în articolul 1 că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității. Articolul 2 ne spune că fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta declarație, fără niciun fel de deosebire, ca de pildă deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, avere, naștere sau în orice alte împrejurări. În afară de aceasta, nu se va face nicio deosebire după statutul politic, juridic sau internațional al țării sau al teritoriului de pe care ține o persoană, fie că această țară sau teritoriu sunt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări a suveranității. Determină criteriile pe care se bazează Declarația Drepturilor Omului. Dă un exemplu de respectare a Declarației Drepturilor Omului în țara noastră. Notez în agenda mea. Cele mai importante drepturi care ne sunt asigurate sunt dreptul la viață și la libertate, dreptul la cetățenie, dreptul de a întemeia și a avea o familie, dreptul de a circula liber, dreptul la educație, dreptul la proprietate, dreptul la libera gândire de opinie și de conștiință, dreptul la întrunire, asociere și participare politică, dreptul la muncă, la odihnă și la un trai decent, dreptul la asistență socială și medicală. Nelson Mandela, președintele al Africii de Sud între anii 1994-1999, spunea: nimeni nu se naște urând alte persoane pentru culoarea pielii lui sau pentru religia lui. Oamenii învață să urască, iar dacă pot învăța ura, pot învăța și iubirea, care este un sentiment mai apropiat de inima omului. Pornind de la părerea lui Nelson Mandela sau a altor personalități cunoscute, realizează un desen intitulat Eu și societatea, în care vei arăta că trăiești într-o lume diversă din punct de vedere social și cultural. De asemenea, poți să te inspiri din alte surse care abordează subiectul asemănările și deosebirile umane. Organizați cu colegii de clasă o expoziție de desene. Aici lecția noastră a luat sfârșit. Sper că v-ați distrat împreună și ne revedem la o nouă lecție în care vom aborda de asemenea subiecte interesante.